Salutare, oameni buni și oameni nebuni. Eu sunt Găbulea și astăzi revin din nou cu un unboxing. De data asta cu Fan Curierul am primit încă un accesoriu care eu l-am comandat zilele trecute. Astăzi a sosit. Eu am desfăcut punga celor de la Fan Curier, însă nu și coletul propriu zis. Era o înțelegere cu prețul. Deci acesta este nou unboxing cu acest minunat microfon Audio-Technica AT2020 USB. Super microfon, e pe USB, nu mai îmi trebuie interfața audio, nu mai îmi trebuie placă de sunet. O are incorporată. Aici am factura 6.933, 7 milioane cu tot cu șpagă. Dăm șpagă la... Deci pachetul acolo desfac pentru prima dată, să vedem cum arată. Bineînțeles, cum am făcut și cu celelalte accesorii, scaunul, camera, nu o să desfac pachetul. O să le montez, când o să fie, o să le vedeți direct în gameplay-urile mele. Sunt primite de pe Thomann din Germania prin Fly Music vasului. Da. Aici avem superbul microfon pe care eu îl ating acum pentru prima dată. Nu am să-l scot din... sau haide să-l scot, că țin cu o mână camera. Și să vedem ce minunăție de microfon. Abia aștept să-l aud, să-l văd, nu să-l aud, să văd cum se aude. Deci este un microfon greu, foarte greu. Așa la prima atingere e demențial. Chestia care este? Are ieșire pentru căști. Deci, cum vedeți, căștile le putem scoate direct de microfon cu volum pe el. Este un condenser, un microfon condenser de studio unidirecțional, cred. Aici nu știu ce e volumul ăsta, microfon, comutator, monitor. Cine știe, probabil să mă aud și eu. Da, probabil să mă aud când vorbesc și eu. Nu știu. În fine, nu știu. O să-l probez și o să-l vedem ce poate, cum se aude. Cert este că nu mai îmi trebuie interfață audio, nu mai îmi trebuie placă de sunet. Iar aici mi-a dat băieții ceva, nu știu ce e aici, să ne uităm. Of, ce greu e cu o mână. Hai, tati. Cu ajutorul gurii mă o să... Cablu foarte lung. USB. USB. Ah, este nuca cu care o să prind microfonul. Și avem și un stativ de masă. Cu trei picioare. Cam atâtea ar avea. Ok. Încă sunt la lucru. Dacă vă uitați atent, și mâinile mele sunt pline de var. Eu muncesc încă în casă. Am terminat ce a fost greu. Acum urmează doar finisajele și micile detalii care mai sunt de pus la punct. Și sper ca săptămâna asta să intru în forță. Sub o formă nouă, cu, eu știu, multe schimbate pe canalul meu. Și o să intru în forță, pentru că, sincer să vă spun, mi-e dor să fac curse cu băieții. N-am mai intrat de două săptămâni aproape pe calculator, pentru că nu mi-am permis din cauza curățenii în care mă aflu. O să-l sigilez înapoi și acesta este microfonul Audio-Technica AT2020 USB Plus. Felicitări, Găbulea, să-l porți sănătos, să-ți dea Dumnezeu bucurii, sănătate
și să ne auzim cât de curând pe live-uri. Vă salut, dragii mei, numai bine, baftă!